Bună ziua, dragi urmăritori ai canalului! Sunt alături de Adrian Mureșan, specialist în genealogii ale familiilor boierești din România. Îl am alături cu o prezentare despre familia Bibescu. Domnul Mureșan, aveți cuvântul. Bună ziua dumneavoastră și spectatorilor! Pentru astăzi m-am gândit că ar fi interesant să facem o scurtă introducere în una dintre cele mai mari familii boierești pe care le-au văzut țările românești. Mă refer, desigur, la Bibești. Neamul Bibeștilor a fost unul românesc pur sânge, boieri ridicați din rândul moșnenilor olteni, care au dat țării doi domnitori și multe personalități politice și culturale. Însă nu le-a fost dat să rămână pe pământ românesc, deoarece au plecat în Franța, cu tot cu aristocrația vremii, cu artiștii și mari scriitori români. Albumul de familie al Bibeștilor cuprinde intelectuali, diplomați, avocați, oameni de viață, recordmeni care au fascinat pe francezi. Aș vrea să ne concentrăm puțin pe una dintre cele mai emblematice personalități ale acestei familii, mă refer desigur la George Valentin Bibescu. Să începem puțin cu o scurtă istorie și să prezentăm viața lui. George Valentin Bibescu a fost un pilot, un inventator, un inginer. Este cunoscut, desigur, pentru multe dintre recordurile ce le deține și aș vrea să reamintim. În 1900, vara, George Valentin Bibescu pleacă alături de mecanicul și șoferul său personal Keller din Geneva cu destinația București. Vă dați seama, la vremea aceea, în mod normal, drumul se parcurgea cu calul, cu trăsura. Era un drum de 1827 de kilometri, dar de data aceasta petrecut cu mașina. Nu era un voiaj simplu oarecare, dar nu era nici primul raliu al lui George de pe bătrânul continent. La vremea aceea, George Bibescu deținea un Mercedes construit în atelierele Daimler. Era încă timpul trăsurilor și arșaletelor. La fel și drumurile, care nu erau cu asfalt precum în ziua de astăzi, ci special adaptate pentru copitele cailor. Mă refer desigur la pavaj. Tânărul George Valentin a reușit să isprăvească toată această aventură în doar 73 de ore și 45 de minute, un adevărat record, primul dintr-o serie lungă de aventuri pe care tânărul Bibescu le-a realizat. Vă dați seama că Bibescu era un personaj de ispravă, subiect de discuție prin cafinelele bucureștene, provenind din marea familie a Bibeștilor, fiul lui Gheorghe Bibescu. Propun să reamintim una dintre altele reușite ale lui George Bibescu și anume faptul că, începând cu 1903, a câștigat an de an premiul Lanțul Regelui, un trofeu oferit pentru cel mai bun țintaș la concursul de tir, organizat de Societatea de Dare la Semn. Foarte important de remarcat, poate că știți, de Automobil Clubul Român. E bine, cine credeți că l-a înființat? Nimeni altul decât George Valentin Bibescu în 1904. Iar în 1905, un an mai târziu, a cumpărat din Franța un balon cu hidrogen pe care l-a numit România. Prestanța acordată în societate de toate aceste acțiuni l-a determinat în 1905 pe regele Carol I al României să încredințeze lui George Valentin Bibescu o misiune diplomatică importantă și anume să-i ducă noului șah al Persiei insigna Steaua Dunării. Acesta s-a îmbarcat într-un Mercedes alături de soția sa Marta și o prietenă a ei, Claude Annette. Vă dați seama că a parcurs ruta București-Bagdad-Teheran, încununând astfel un alt succes. Pe parcursul acestei călătorii, soția sa Marta a debutat în literatură cu volumul Cele 8 Paradisuri.
Trebuie să vorbim puțin și de sfârșitul prematur al lui George Bibescu, care, desigur, a trăit maxim fiecare clipa vieții, iar pe 10 aprilie 1931, aflându-se la bordul unui avion Fokker cu destinația Saigon, Vietnam, aceștia s-au prăbușit deasupra orașului indian Jodhpur, unde nu mai ajunseseră desigur niciodată un echipaj român. Au fost desigur atacați de către un cârd de vâlturi care le-a luat sub asediu avionul. Propun ca pe viitor să discutăm și despre soția sa, Marta Bibescu, o artistă a vremii cu mult înainte timpurilor de acolo. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept sugestii și păreri.